Ștefi, o să facă o deplasare ușoară pe limba aici, în zona camerei, să ne vadă camera, și o să-i dau prima oară doar de sus în jos pentru eschive laterale. Deci este simplu, îi dau exact pe axă, hop, câte una, da? Hop, iată cum revine imediat. Observați, îl lovește cumva pe gât chestia asta, băzi. Deci nu nici pe umăr, nici mai departe, da? Pe gât, îi trece exact pe lângă ureche, îi șuieră pe la ureche. Putem să dăm două sau mai multe ulterior după ce sportivul se obișnuiește, da? Hop, 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 aha. Am mai luat una și nu mi se întâmplă treaba asta, nu? Sau poate am dat-o greșit, nu știu. Poate camera mă păcălește pe mine. Hop, am dat trei acum, mai păcălesc, da? Hop, da? Hop, 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 cu garda sus, garda sus, da? Nu mai faci schimbă aici, poate ține garda sus. El e aproape profesionist și mai lasă garda jos. Hop, 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 aha. Hop, hop, bun, super. Hai să lucrăm un pic la circular, da? Hop, aha. Hop, ia uite, rapid, rapid, da? Hop, hop, da, foarte bine. Hop, hop, aha, aha. Hop, hop, da. Simplu, acum, pe măsură ce a dobândit, evident, eu lucrez la o viteză normală de lucru. Se poate lucra la început mai încet, da? Acum putem să combinăm. Nu e nicio problemă dacă îl prind cu vreo lovitură. Asta e scopul exercițiului, să vadă că greșește într-un final, da? Hai să vedem. Hop, 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 hop. Am lucrat destul de mult cu Ștefii eschivele și se descurcă foarte bine. Următorul exercițiu, vom lua niște mănuși și mâini, voi lua eu niște mănuși și mâini și încep să mă joc cu el, o să vedeți imediat. Pumnul las moale mănușă, sau pot să-l las jumate, mănușa scoasă, am mai făcut noi un exercițiu, este mâna scoasă, acum, da, indiferent, da, și încep cu directe. Din distanță. Croșee. Aproape că ai luat-o aici. Hop, 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 aha. Și acum combinăm, da? Nu mă bag în el, îi dau din distanță, dacă nu mișca, te rog, dacă el nu s-ar feri, îi dau în frunte. Mai mult de atât n-ar păți, deci nu dau tare, mâna e moale, doar la timp, da? Asta e ideea mea, ca antrenor. Ok. Încă o dată, Ștefi este avansat, nu este nicio problemă dacă primești câteva lovituri. Nu este o problemă că, încă o dată, nu ne lovim tare.